să vă zic de la început. Treceam noi frumos prin Bârsana și zic, hai să băgăm un ochi la muzeu. Și că încolo ce să vezi? Nu e doar un muzeu fără viață. În fața muzeului, în curtea muzeului, am găsit un domn despre care am auzit povești, domnul Teo Bârsan, că vă dați seama, acum suntem prieteni vechi și ne permitem să ne spunem Teo Bârsan, care deja la ora asta, când soarele abia se ridică, e la muncă, cioplește, adică frumusețile din jur, o să vedeți, ies din mâna domniei sale. Bună ziua! Bine ați venit la noi! Doamna, avem nevoie acum de ajutoare, vreau să facem niște otavă în grădină. Și mai că cu cine îi face? A scăzut foarte bine, dar tocmai la gândul meu. Păi cum facem? Dumneavoastră ne povestiți, ne învățați să cioplim și noi două scânduri ca să nu mai fim așa neștiutori și noi vă întoarcem o tavă în spate? Da, da. Ce ziceți, facem târgul ăsta? Ok, mi se pare un târg cinstit. În primul rând, ce faceți aici, că după aia vă iau eu să vă întreb mai de mult. Ce faceți cu cățica asta de lemn? Nu reușesc, acum eu timp pot să fac la trei lucruri mărunte, lanțuri de lemn, e lansul, crucea, am acolo pusă la soare să usuce, gata, făcute, nu le poți să le pui. Să mergeți să ni le arătați, să nu da, uitați. Da, să mergem acum. Lansuri ca cele care sunt pe poartă acolo? Altceva, să spun, crucea care, e minune, așa cum a avut tare multe terminații, eu vă un grup din Spania, încă nu le-au ajuns. Că fiecare creștin trebuie să aibă așa în casă, un lans de la cu crucea, să sfințească la preu și îl pui în fața căsă, la minune de frumoasă și... E să vedeți din coace dacă merge. Dar de ce ar trebui să avem cât un lanț cu cruce? Pe creștinii, fiecare trebuie să aibă în casă o cruce, nu? A, și dumneavoastră ne sugerați lanțul cu cruce. Da, da, e deosebit lanțul cu cruce. Așa, ăsta este un lemn de... Tei. Dacă ați putea să-l mirosiți. Și ce facem din el? Linguri fac, cuțite la copii fac, de tot fel de lucruri. Cuțite la copii? Da. Cum e asta cuțite la copii? Am înăuntru, să vedeți acolo, că ai făcute multe. Copiii când vin cu părinții la mine, când dau de ele, nu se lasă de ele deloc. Și apoi vine afară, apoi se luptă aici afară, fac ei, să vedeți cât ai. Și atât pe tala ei că se joacă copiii cu sărbile. Ia spuneți-mi, așa, în două vorbe de început, de când faceți asta? Eu lucrez cu lemnul de la vârsta de 18 ani. De 52 de ani lucrez, că acum am 70. Nu țin înainte. De la Mialba, e că n-am zi de naștere, fă din 4 în 4 ani. Cum așa? A, sunteți în februarie. Pe da, 28 februarie. 29 februarie. 29 februarie. Președintele țării, fost președinte Ceaușescu și el m-a felicitat, am făcut și lucrare. Aveam, când am început lansul, 40 și ceva de ani am ființat eu, dar ce ești bucate? Tavă cu lansul, să vezi acolo, patru lanțuri la patru colțuri, tot felul acolo ce trebuie, dar ce ești bucată, nu a crezut nimic. Când au zis ministrul culturii pe timpul ce nu mai țin în minte atunci, că acum sunt 4 și ceva de ani, de lucrările astea mele și la cultură, au explicat, au venit la mine și au făcut o expoziție în București. M-au invitat să văd cu lucrările acolo. Eu n-am putut merge, am trimis lanțuri, tava aia acolo. A fost președinte Ceaușescu, fiertat, o focul, nu, în parlament, dacă atunci nu era momentul central cum a fost și o vizitam dispoziția. Când au văzut lanțurile astea făcute în minune pentru el, cum să le-o lipit, că nu se cunoaște micul întreba, știți? Domnul președinte care a condus a spus, nu-ți lipiți, că ce e bucată să făcute, nu se poate, nu. Bun, vine ăștia acasă, ministrul culturii o ruga pe ăștia de la noi, de la cultură la Baia Mare, să mă roage pe mine să facă un care ca aceea e, lanțuri, și când plinește, că țin ziua de naștere, în 26 ianuarie, mi se pare, președintele țării, să mă duc eu personal la inimbrăca să rănești o pinși, ciorii, șcăciulă, nu, cum o fădeam. Bun, eu nu n-am mâncărat pe trenul pe atunci, nici am fost București, nici la orașe de astea, că lucram acasă. Nu. Termin lucrarea, nu, se apropie data de a merge, vin de la Baia Mare, de la cultură cu mașina, mă iau, mă duc la tren. N-am dat pe trenul până atunci, eu acasă mi-am pus chită de mălai, slănină, ceafă și horincă, să am pe drum. Păi când se mântrie în acolo, mă arată ea, aici e vagon, dormi din cont, restaurant, să mănânci că trebuie ceva, zic, am eu mâncare de acasă. Dar nu știu să mă dau jos, eu n-am luat cu trine, ce să mă fac? N-ai treabă că dumnealor, doar noi, ăștia care conducea trine, au spus, sub locul cu tare, așa, așa, nu. Ajunge în București la ora 7, mi se pare că dimineața, păi găsim acolo, ăștia îmi spun, nea Bârsan, aici ca te dai jos, te așteaptă o coloană de mașini ca pe Ceaușescu. Mă dau jos acolo bagajele mele, eu vin, meu bagaje, merge la comitetul central, da. Ajungem acolo la 7, mi se pare, pare ceva, la comitetul central, cum era atunci. În camera,
președintului băgăm alea pe masă, cu tava, lucrările, lanțuri lângă ea și buletinul. Au zis copiii ăștia subarteanicii lui, merge Nicolo, face cea cameră, că trebuie să apaie bătrânul imediat, zice bătrânul, știți? Îi facem o surpriză, nu mai ieșim mâna înaintea lui. Bun, merge Nicolo în cameră, ne uităm, apare imediat cu coloana de mașini, intră, nu, într-un cabinetul lui acolo în cameră, se uită, o, a apărut Maramureșul aici, se vie meșterul Bârsan încoace, se uita la buletin. Mă duc prima dată, mă felicită, mă pupă, că n-am zis de naștere, făgin. Da. Face Nea Bârsan să spui cum le-a lipit, că nu se cunoaște nimic, că lanțurile astea nu le lipite. Domnul președinte, și noi acasă avem tot fel de soluții și bag mămăligă, zăpânteale, că e culoarea lemnului. Și așa le lipit. Băi, mi-am dat seama că nu se poate aceeași bucată, face, că ăștia m-au dus eroare când am văzut. E, dar Dumnezeu mi-a dat un gând până merg de acasă cu câteva zile înainte. Să fac o bucată demonstrată. Un lans, nu negata, știți, făcut câteva virii și acolo rămas. Să-l faceți acolo în față să vă vadă. Am și aici înăuntru demonstrat o bucată, o țin anume, că mulți nu cred. Clinton în America, când a fost în America, nu crezut. Până am demonstrat, ia. Nu, Ceaușescu, nu, câți nu crezut de trebuie de aia. Ați fost și în America? Da, acolo am fost, o să vieți, lucrez în fața Parlamentului. Mircea Joan era ambasador atunci, că a stat la mine pe poartă în fiecare zi cu soția și, nu știu, fetițul ce a avut. După ce ieșea la servici, știți? O poartă am dus-o de acasă terminată, gata, cu una demonstrant că se lucrează. Toată ziua. Stați așa, să o luăm încet. Deci ați luat poarta de aici și ați dus-o în America unde? De ce? La cu ce prilej? A fost un festival în 99 în America și au fost mai multe țări, numai noi am fost români, cu tot felul de obiecte acolo, oameni, da. Și pe mine m-au invitat, de că au fost meșteri de porți, să fac o poartă frumoasă, na, mi-au plătit-o. Cultura de la noi și am trimis-o în America. Au venit aici spontan, rămâși la vapor la Constanța, încărcat acolo, făcut 56 de zile cu vaporul până în New York. Wow. Da, vă curătă face, că mai trimis-o lucrarea acolo. După aceea noi am plecat cu avion. Am ajuns acolo, montat poarta, după aceea am dus material de alta, să demonstrăm că se lucrează în fața ce am pus materialul, știi, jos. Aha. Bun. Cu biserică, a fost un prieten de-a meu de la Eud, cu biserica acolo, biserica a ridicat, avem poza în mult, cu toate le-am acolo, să vedeți. Bun. După ce începem acolo a lucra, lumea acolo și-o fost, n-ai putut să lucrezi ei acolo, păi, când au văzut minunile astea acolo, apoi lanțurile astea, gata, e terminat pe toți. Dar ce ești bucată? Nu crezi până le-am demonstrat, știți care e treaba, bun. Dar câte m-au mâncat, că am fost la Casa Albă, mi-au dus odată. Spune asta, nu? Da, spuneți, sigur că ne interesează. E puțin așa spectaculos. E zoa Americii, am fost la Casa Albă. Eu am îmbrăcat toți răniaște, cu opiși, că am fost acolo să vedeți. Bun. De că merg la Casa Albă, 5 autocare am fost acolo. A fost o stradă mai frumoasă, nu-i pe lumea asta, nici covoară că ceva, până Casa Albă. Acolo, dacă țineți dumneavoastră minte, o trage cineva după fostul președinte Clinton și atunci s-a închis strada, nu intră nimic pe el. Păi noi ne-am băgat pe strada aceea acolo, 5 autocare, ne-am dat tot jos, era africani, mulți negri de ăștia, aia, minuni era acolo și păi am dat pe singur care s-a îmbrăcat în alt. Pe mine m-a băgat între negri când am intrat. Eu când am intrat între negri acolo, am prins două doamne de cel negri după ca și așa m-am dus cu ele pe acolo. Trebuia ăștia acolo, minuni, treburi, bun. Intrăm înăuntru. Ai la poartă, n-ai putut să intri, dacă ai avut coag de gămălie sau da, trebuie pui pe masă afară, știți, bun. Intrăm acolo, ăștia intră pe acolo, spui, eu nu m-am ținut de grup, ce am făcut? Eu am fost curios că am văzut că acolo se află cele mai mari lemne, segoi, eu n-am văzut ce așa, știți? Da. Era un parc minune, numai trifoia și alți lemne de ele. Eu mă duc așa de capul meu. Nu-mi dat seama că înapoi am ia ce mă urmărește. Unul care poza acolo, polisar, el la negru, tot în apă, eu nu m-am uitat. Eu tot mă uitam la lemne, da. Dar el odată strigă ghidul meu, era unul col și îl întreabă. Că să mă întrebe, îl întreba că ce fel de om ăsta, că nu văd așa om ca mine, îmbrăcat, triburi noi, ce gândea omul ăsta, păi tot să uită pe așa. Eu frică să nu fac ceva cu altul ăla. Vede și mă întreabă, ia, domnul Bursan, vă roagă dumnealui, face ea, că ce vă gândiți, vă uitați la lemnul de... M-am gândit așa că dacă ar fi parcul ăsta meu, ar fi cel mai bogat om în America, dar cum? Aici ca să ținea o stână de oi cu lapte și aș fac brânză și lapte la toți americanii. Iar din lemnele astea mari aș fac numai porți. Când eu spun la el, auzi, m-a bătut, m-a pupat ăla de bucurie, crezut că cine ce vreau să fac, știți, nu? Merge la Casa Albă. Mă duc la Casa Albă, Casa Albă nu-i mare, 4 etaje, nu? Așa mi se pare. Intrăm pe acolo, la mijloc, etajul 2 sau 3, nu mai țin minte, se deschid două uși în lături.
un salon acolo, în general Maior, acela un singur om, o alb, solid, așa cum e dumnealui, au zis că noi dragi romani. Acela, atâta vorbi rămânește, știi? Să știți că în acest mic camer împărtășește soarta lumii întregi. Acolo ședințele cu președinții, toată lumea, de bun. L-ați făcut poarta și ați lăsat-o acolo. Da, una am demonstrat, dar aia nu s-a primit, nu știu să făcut, eu mai plătat-o cineva, dar una s-a dus la Chicago. Da, 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 la Chicago, acolo la comunitate de români. Aha. M-a donat-o acolo, știi, ca noi, știi, acolo s-a reicat undeva, la ceva biserică, nu știu undeva. Eu n-am putut, vă invitați să mă surădic, eu n-am putut merge, nu. Da, a fost frumos și avem tot mereu comenzi, Troisă, Cruș, Porți, am trimis acum. Cât a stat acolo în America? 6 săptămâni. Eu am fost oprit să rămân acolo. Asta vreau să vă întreb, nu m-a zis nimeni, stai aici să faci oi, brânză, da, cum le-ați propus acolo la Casa Albă? Eu am fost oprit acolo să rămân, să lucrez la muzeu, acolo, nu. Plătie nu pot să diminui, mă uit așa. Bater câți bani aveți tot cu o lingură rămâne, să știți, că trebuie să vorbim cu nimică. Eu mă uit la România de America, când primesc un obiect din România, o poartă, o troisă, o cruce, atâta zi fericiți oamenii aceia nu se există. Nici nu pot să-și acolo, nu pot să vă spun, sunt multe. Da. După aceea nu v-am spus, în fiecare zi după ora 3 am fost liber. Ne duce 3-4 km capitală, vizităm și noi pe acolo, știți. Sara aveam un bilanț, România a dus tare multe sarmale și vinuri atunci. La bilanț, a fost din Parlament acolo, a fost Nadia Comănici și Mureșan Ghiță, ăla micuțul, care juca basket. Da. Era acolo, la bilanț, bun. Mi-a întrebat ce ați văzut bun, ce ați văzut rău și păi dacă am existat pe acolo. Eu sunt fără pregătire, de pe mine mă putea să vorbesc, că am fost plecat. Da, le spuneam. Și aici am văzut oameni ca românezi. Că atunci, ca ce am vrut să vă spun, americanii nu dau nimic așa. Da, pe noi, ca noi, pe țigani ești. Eu vă spun sincer, am văzut care treaba cu americanii și gândeai, nu ajuns de români. Și aici am văzut oameni ca România, care cerșesc un parcuri, ține basta, le pui bani. Și americanii le pun, noi le-am pus ăștia, viniturile astea, e pe aici care am zis. Am văzut besă în marginea drumului, așa. Apoi, ghidul le transmite, ăia înapoi, că sunt căpățânați, ca lor la casa, e bătrân, nu vrea să... Nici acum nu le vieze. Păcat de noi, de români, zic. Dar de ce? Noi români, aveam o conducere, când m-am născut eu în 44 după ultimul război, când m-au avut nemții, depășeam toate țările pe noi. Ce avem bunătate în țara noastră, România, pentru noastră populație, n-are nicio țară pe glob, să știți. Agricultură, ce nu putem vorbi ce avem. Pomicultură la fel. Minerit, pădurit, săruri, ape, tot felul. Avem. Dar cât face ca noi oameni sufletiști, călduroși, pretinoși, acolo poți că de jos, Doamne, ajută, în mijlocul drumului, nu te întreabă nimeni, cine ești, de unde absolut. E acolo numai familia, cu familie. Mă uita dimineața să scola vecin cu vecin, atâta face unul către altul. Altceva nimic. La noi când se scoală vecin cu vecin, bă, îl întreb, cum mai durit azi noapte, ce ai disa, n-ai picat din pat, de asta, hei. Am o văd America, ai venit-o mereu, mulți mă cunoști. Vine aici la dumneavoastră da, sau? Da, nu numai pentru noi, vine și vestează. Și vă caută și pe dumneavoastră printre ei? Să vedeți numai ce am aici, că am căiete aici, unde îmi notează tot, da, impresiile. Și ce zic când vin în pace? Atâta zi e fericit, numai la noi alba e, domnule, pentru că la noi, eu tare mult e forță, am avut pe aici, am făcut început, acum 50 de aia și numai eu, că am avut ucenici care am lucrat, da, pe toate satele astea și în alte părți. Tineretul, după Revoluție, ești în afară. De acolo vine cu alte gândiri. Au vândut porțile, căzi de lemn frumoase la francezi. Au dus francezi aia de zile într-una din părțile noastre. Căzi, porți. Ei și-au făcut mulți garduri de beton și porți din nou. No, pentru asta și apoi acum, ce vin toate colțurile? Când văd o casă cu mișa asta sau o poartă, vai de mine, că asta e pentru ei minune mare. Vreau după aia să filmăm cu poarta, să ne arătați câte poarta, simbolurile, s-am povestit și mie. De ce se sculptează pe poartă? Fiecare obiect are simbolul lui, să știți. Așa. Dar ce trebuie să fie mun să ai pe poartă? Pomul vieții ăla principal pe poartă. De care aparține colacul, rozeta, colacul e bogăție, rozeta e soarele, fagurile de mere, astea, funea dintre acești bucate sau aia împletită în triofune, unirea familiei înseamnă funea. Așa să fie familia dintre acești bucate cum e funea. Da? Sau lanțul dintre acești bucate. Astea, unirea familiei, da. Aveți copii care au lucrat cu dumneavoastră, dar fac? Da. Cum faceți dumneavoastră? Avem, exact avem, la fel? Avem și copiii mei lucrează, da. Copiii dumneavoastră, dar aveți și ucenici? Avem ucenici aici care lucrează și mai avem la un sat acolo la Săliște, cu o biserică lucrează, în alte părți.
Băiatul mai mare acum o vinde la Calafat, acolo a dus o biserică și a montat și a acoperit-o într-un spital în Calafat. Băiatul dumneavoastră? Da, cu oameni, cu zei, care oameni. Adică asta? Pe cineva să facă mai departe? Avem, urmașa din. Dar se ține și face poarta așa cum trebuie și sculptura fără acum, să iasă din ea. Sau vin cu și cu alte influențe? Știți care cu porțile? Cu porțile nu pe acolo, nu prea fac porți. Ești cu materialul și nu, își fac mai mult pierde, v-am spus. Acum străini și mai, așa cum am făcut în America, până creștem câteva porți, acolo dus într-o localitate, Clinton, Michigan, spune acolo. Da, o pune episcop român de acolo, preoți la noi și nu, o dori treaba asta. Apoi Troiesa Cruci de ea se face lumea. Prietenul meu cel nou lângă mine, pentru că vreau să vă arătăm faimoasa poartă maramureșană, o poartă maramureșană adevărată, despre care eu recunosc că nu știu nimic, dar de-aia am venit până aici, pentru că este domnul Bârsan aici, care știe să ne spună exact ce și cum, pentru că de la 18 ani, cu lemnul, da, tot cu lemnul. Așa, luați-o și explicați-i în cala copiii care n-au văzut niciodată o poartă în viața lor. Așa, din ce e făcută înainte de toate poarta? Din ce fel de lemn e? Porțile, troițele, crucile se fac numai de lemn de stejar, lemn de sensătă, ca să reziste, ca ea să le mai zbește ploaia, vântul și... Dacă e de stejar, ține mult și bine, numai trebuie acoperite mai des, că acoperișul nu ține prea mult pe ele. Aha. Acum v-am spus, nu sunt chiar 50 de ani, 52 de ani, când am început, lucrez cu lemn, dar nu cu porți. Lucram cu oameni, cu meșteri, cu căs, lucruri de astea. După aceea am început, lucrez cu porți. La noi aici ca era porți, dar porți vechi, din bătrân, cu trei stâlpi, mai era că te pun așa un colac sau o pune, pui și cu coale, din bătrân făcute. Eu m-am gândit așa, haide să încep să fac o poartă la casă, la noi prima dată, a făcut prima poartă, sculptată așa frumos, cu două rânduri de stâlpi, după gândirea mea. Bun. Ce să vedeți? După ce am început să lucrez cu porți, au venit la mine oameni după să le fac porți. Așa. Unul spunea că se fac soția pe poartă sus, cum duce vaca de la vatur pe vânză. Altul spunea să-i fac un cal, cum mere calare nuntă, un fecior, cum era obiceiul cu cai, da. Și așa am făcut, nu, eu nu am dat seama. Directorul muzeului din Sighet a venit unul Cocșa de la București, Bils, mi se pare, unul, da. O vin la mine să uitat, că auzit de porți, că fac porți, doi. S-a uitat, a văzut, că am dat la casă, discus acolo în curte, face neabârsan, te felicit foarte mult, ești minune ca începător tânăr, măi, n-a făcut nimeni, n-a bucurat să facă porți, n-a început cu ea sistemul ăsta de porți acum, îmi place. Dar să nu mai văd pe porți, animale, vite, oameni pe porți, nimic. Pe porți faci prima dată arborile vieții, o poartă maramureșană adevărată nu-i poartă decât n-are arborile vieții, de care aparține prezentul, trecutul, viitorul, funea, colacul și rozeta care-i soarele. Toate au simbolul lor, da. După ce am început și n-am mai făcut numai de este. Păcând atât am fost de filmat, venea minune aici, că așa, da, aveam comenzi suficiente, peste tot lucram porți foarte multe, că numai câte a avut pe aici pe la noi, dar pe Doamne ajută. Dar să vezi o treabă, păcat de ele că tineretul nostru, după Revoluție, a ieșit în afară. De acolo vine cu alte gândiri. Au vândut căzi de lemn frumoase, vechi, porțile, francezi, au dus ai de zile într-una din părțile astea noastre. Și apoi tineretul, mult tineret, și-au făcut porți de nou gard și garduri de beton, de astea, știți. Și păcat de ele că în toate colțuri lumea avem vizitatori. Că să vezi acolo am caiete pline unde scriu în presele. Când văd o casă de lemn, o poartă, mai mare plăcere pe ei nu se există, o bucurie minune, da? Și lemnul e sănătos. O casă de lemn, vă dau exemplu, să vedeți și la noi, e răcoare vara când e caldă, e răcoare. Ține, da, aer curat. Iarna ține căldură lemnul. O poartă maramureșană adevărată, aia nu-i poartă care n-are pomul vieții pe ea făcut. Arborul vieții, uitați, ăsta e arborul vieții de care aparține funea, colacul înseamnă bogăție, rozeta e soarele. Îi prezentul pe el, ăsta trecutul și ăsta e viitorul. Fiecare fagurile de mere e sus, da. Așa se repetă mai mult până sus.
Din coace avem peștele, sunt peștele în simbolul curățeniei. Ce să fie omul la suflet de curat cu un peștele până afară, că trăiește tot în apă. Sus avem crucea, crucea arma de bază a creștinului. Iar un grup de oameni pe drum vorbim cum sunt oamenii astăzi, tineretul, numai de femei vorbesc. Prostii de astea, da. Nu se gândesc la cel de sus sau la cruce. Când dea de o cruce, așa cum vorbesc, poate lasă vorba de aia și își ia din cap și face o cruce. Doamne ajută-ne, deci. Oamenii îmbătrâni nu au oameni cu pregătire, dar au mai credincioși cu mult ca oameni de aia, să știți. Și au avut gândiri foarte bune. Eu am auzit foarte multe lucruri bune de la ei, da. Cum începeți? De unde începeți? Care e primul lucru pe care îl începeți să-l sculptați în lemn? Să vă spun o treabă, în legătură cu porțile, acum mai mă ușor eu, ultima poartă am făcut asta, tot ce o plic din săcure, nu fă gatele, circurale, drujbe ca acum. Aha. Meream în pădure, tăiam lemnul cu ferestreu manual, l-aducem cu vitele acasă, cu boi, cu cai, l-aducem, puneam pe niște căpătâie jos și-l cioplem. Din tunul de ăsta, dacă era circulare, acum gatele, putem face doi stâlpi. Băgam tot în surceală, cu săcurea, ciopel, pe cei cu bardă. Asta mi-era greu, mie până pregăteam material, nu disfrutat. După ce era gata pregătit, o încheiam frumos, seară, tot manual, făcem de găurile astea pe acolo cu slider manual. Și apoi după ce îmi luam un leț și trasam. Ia, făcem prima dată pe mărci de funele astea trasate, după aceea, apoi făcem veță pe mijloc. Luam un compas, compas făcut de lemn manual. Făceam polacul, făceam aici ca rozeta, așa mergem mai departe, da, da. V-am spus, astăzi minune pentru toată lumea, în toate colțurile lumei vin vizitatori, peste tot unde văd o casă de lemn veche, o poartă. Și cu ce se pune pe, cu ce se dă pe el? Pentru că mă gândesc că nu lăsați lemnul crud așa. Atunci, ca când am făcut, ne era făceva ulei de ini, spune, da, da, ulei de ini, da. Dar și acum aș putea să le fac, nu, că sunt tot fel de vopsele. Oameni de știință, oameni de cultură îmi spun așa, nu dai cu nimic, lasă să îmbătrânea ca omul face, că așa e frumos. Aha. Da. Pe asta vreau să știu, dacă e mai bine să lăsăm lemnul așa cum e el, să-și se pune vegeta timpului pe el, nu să-i dăm cu tot felul de chimicale. Avem biserică, fosta mănăstire de acolo jos, are, nu mai țin minte, 300 și ceva, 500 și ceva de ani, nu mai țin minte presă, vă spun așa. Nu s-a dat nimic când s-a făcut. Așa am așa, cu mai lemnul, ca și când s-a pus atunci, numai scopul să fie tot mereu acoperită, să nu disusul lotează. Oricum, vântul bate, ploaie, dar stejarul e rezistent pentru așa ceva. Și aici, ziceți-ne un pic și de stâlpul celălalt. Aici, stâlp tot eu am înființat, când am fost un copil, oamenii la căști făcea, dar simpli, căști din bătrâni, cu făcea stâlp din ăștia, spunea căprior. Așa. Da, la căs era. Eu de acolo am luat obicei la căsile foarte vechi și era la muzee căs de alea vechi. Așa m-am dus, m-am uitat, stai mă, că ar fi frumos să fac, îmi fac poartă cu dor de stil, ăștia doi stilpi în față și fac în felul ăsta, da. Și grinda sus seară. Și m-am luat după ăsta, spunea că prior noi din pătrii l-am făcut, are un aspect frumos și stil maramureșan adevărat. N-am făcut alte stile, alte obiecte. Da, se vede că sunt cam aceleași motive. Motivele astea desc. Da. Suntem în atelierul de vară și pentru că ne-a permis să intrăm aici, o să-l rugăm să ne arate care sunt primele lucruri, care a început și după aia progresiv o să ajungem și la unul din cele mai interesante lucruri, respectiv lanțurile care se obțin dintr-o bucată și la modalitățile în care, dacă ați urmărit până acum, v-ați prins cumva că dumnealui nu încheagă, nu lipește, nu face cât se poate cu lemn dintr-o bucată. Mie mi se pare fascinant asta. Ia spuneți-le, domnul Bârsan, cu ce ați zice cu prima dată? Care sunt lucrușoarele alea mici pe care le-ați făcut prima dată? După cum v-am mai spus, sunt 52 de ani, acum am 70 de ani. Mulți înainte. Și 52 de ani de când lucrez cu lemnul. Prima dată am început cu lucrări de astea, căs, cu alți meșteri, am lucrat după asta, am început eu cu porțile, maramureșani, troiță, cruci. Și din ce avem aici, care au fost primele? Din, acum sunt 4 și ceva de ani de când am ființat lanțul de aceeași bucată. Adică cum am ființat lanțul? Nu m-am gândit să fac lanțuri. La casa sus, acolo lucram unde stăm acum, cu porți, stăm mereu acolo, avem comenzi de porți, troiță, cruci. Avem
atunci țineam boi, aveam și boi, căruțe și aveam bunicul meu care mergea cu căruța el, cu vecini de că l-a ajutat să meargă la pădure sau după fân unde mergea. Odată punem lanțurile, pregătim pe căruță lanțurile de fier. Uitându-se la un lanț gros, o zis, mă, acela ar fi om care putea fa un lanț de ăsta de lemn, cât acela la alt povere, goi, da. Eu am auzit ce-o zis. Când o zbor, bai ce mi-o și intrat, na, cum să fac, mă gândesc. Dar mă uit la lanț, întorc, măi, încerc și fac lemnul, așa gândesc în patru spinare. Și Dumnezeu mi-a dat în mintea ce zice, Doamne ajută, mă zice, dar bun. Pe când îl fac, încerc lucrul în ziua aceea pe el, pe când e la miază noapte, la ambiție, obosând lucrul, mi se creapă una, pe când la mijloc, trecut din mijlocul lanțului. O verigă se creapă, lucrând de așa, știi. Nervos, o arunc, gata, încep la altul. N-am dormit două nopți și două zile nimic, am avut ambiție, nici n-am mâncat aproape, nu. Ambiția ce? Mi-a reușit. Pe când a reușit o minune, după ce am mai făcut, e, primele lucrări, lingurile astea, te cești bucată. Luați-le un pic să le vedem ca lumea. Cam câți ani au lingurile astea? 42 de ani au, astea te cești bucată făcut, da. Astea a fost la Ceaușescu în mână când a fost poziția în București. În America le-am dus astea când am fost. Da, dar când l-a cerut să le dau astea și tava aia e pus tortă și cana aia e măsură, le spune, da. Astea e primele lucrări. După care, păi să vedeți, mi-am bătut foarte mult capul cum să fac altceva, că ambulanțurile astea pentru mine simplu de făcut, asta nu. Să fac ceva lucrări, o tavă frumoasă, m-am uitat de formă. Așa. Până la capul să vedeți, am reușit, uitați-mă. I-am făcut o lucrare de aceeași bucată, cum să află, nu-i lipi nicăieri, tavă, trei farfurii pentru sare de buthorincă. Incredibil. Lingură, cuțit, cană și lană, furcă. Tot de făcut. Deci ați avut o bucată, vă imaginați? O bucată de lemn de foște. Ia să o punem un pic așa. Da. Pentru să se vede. Vă imaginați că e o bucată mare de lemn și din ea s-au născut fiecare dintre piesele. Eu sunt uimită, recunosc. Incredibil. Sare. Păi puteți să o punem pe masă. Punem sare în ea, nu? Da, se poate, de cum? Așa. Să le punem la loc pe acelea ca să nu vă țin mâinile ocupate și să-mi ziceți de, dacă puteți să ne ziceți, cum le legați. Că ați zis că aveți ceva de probă și ne puteți arăta cum... Mulți nu cred. Președintele Sării, fost președinte Ceaușescu, am avut expoziție în București, nu au crezut când acești bucată de lanțuri să fac treburi. Eu țin o bucată, asta nu mi-a demonstrat. Aha, deci... Să faci lemnul în patru spire, dacă vrei să faci lanțul prima dată, dar tot cu data, manual am făcut. Vedeți? După aceea... Una, două, trei, patru. Da, e făcut, scos verig așa frumos, cu data manuală, scos... Deci cam tot ce faceți, nu folosiți aparatură de asta sofisticată. Nimic, nu, manual, da. Lucrați cu data. Cu manual, da. După ce ai făcut o verigă, întorci pe asta parte, mai faci alta, și la mărimea ce, când dincolo, când ai scos ambele părți până aici, ăsta se taie, rămâne între ele, știți? Am înțeles acum. După aceea întorci pe alta parte, te ripezi mai departe. Și toată șmecheria asta ați descoperit-o noastră singură. Dar pe cine? Că dacă n-am văzut pe cine v-ați ghiliat, pe cine, cât e ușor pentru mine, dacă mi-am bătut capul, nu pot să vă spun, mă aduc când eram tânăr, eram ambițios. Uitați-vă, acum să mă pui să fac unele astea să-mi dea, oricât să-mi dea, nu mai fac. Nu mai aveți răbdare? Copiii fac ambii, da, dar eu nu mă, nu. Ziceți-ne un pic de copii, câți copii aveți? Doi copii. Și... care s-a mie, stau acasă, păi aia pe sat sunt mai mulți care, da. Așa, și ai dumneavoastră băieți amândoi? Amândoi, da. Fac exact ce faceți dumneavoastră. Da, ăla mic e preot, ăla mare a făcut matematică, dar nu stau în servici. Ăla mic e preot misionar, nu e parohie. Misionar, e că cum? E angajat la episcopie cu salarii vitime și numai în sărbători, unde lisește un preot, îl trimite să slujească. Dacă nu îl trimite nici nu lisește preot, merge la mănăstire, la noi poate slujește mai mult, da. Dar în cursul săptămânii liber, lucrează. Asta e ambiția lui, de a crea ceva, să vedeți minuni. Și lucrează ce lucrează dumneavoastră. Nu stăpân să lucrezi și lucrează ei acum, nu. Da? Mă lipășesc. Și mă gândesc la ei că nu le-am arătat. Uitați-i la mine cum lucrează. A deprins meșteșugul de la dumneavoastră. Da. Și băiatul cel mare? Făcut matematică, dar nu s-a atent servici. Nu rentat pentru un bărbat, atunci nu trebuie să stai pentru salariile fond mici. A început să lucrează și el. Și are oameni, lucrează, biserici, troițe, porți, acum o fost la Calafat. A făcut o biserică acolo într-un spital. Oamenii acum merg în alte părți și lucrează, nu prinează. Am văzut afară că aveți și un workshop. Faceți, organizați cursuri pentru oameni care vor să vină să învețe aici să sculpteze?
Vin copii, că știți care treabă cu copiii mici. Fiecare copil când se naște, se naște cu un dar de la Dumnezeu sau cu un talent. Altul când e mare îl înmulțește, altul în groapă până nu face nimic cu el. Copii, am un copil care lucrează aici cu mai mărișor, era micus, te vinea până la mine aici, că lua scule și el se juca, dar zic că te vasalică. Dacă desemnezi ceva, faci tu, îmi tia și toate, că așa îmi zice, orice fac, nu mai desemnează. Bun, uitați-vă aici. Nu cred. Vai de capul meu. Și una, mai mult au avut și răvându și-o pus el preț pe ele, băiatul, și vin, trei, cumpăr, nu. Și lucrează băiatul aici cu mai mare, nu. Da. Ce frumos. Sunt copii talentați, deci numai nu-i cine scoate la iveală, știți? Nici nu-i ajuta să le... În zona aici, ei sunt interesați. Faceți, uitați-vă ce lucrușoare am văzut eu aici. Sârbioaie, mici, băieții sunt foarte... Da. Până și pe mine mă mână să iau o sârbioaie, nu știu ce să fac cu ea. Dar e foarte frumoasă. Copiii, asta e plăcerea lor, să aibă sârbi, apoi să joacă, să iubiți afară, că bă, e minune, că ce fac afară. Asta este o miniatură de poartă? Da, băi, e mai mare făcut asta, pentru expoziție, când poartă, și merg la expoziție, duce poarta, că asta e baza la expoziție când merg, știți? Uh-huh. O poartă, da. Ei, după ce e poartă, asta am făcut, exact prima poartă, ia. Stilul primii porți la casă, unde locuim acolo sus, așa pe poartă, acolo la casă, de sus, asta e... Machetă porții la casă, care am avut-o acolo sus. E diferență între asta și cealaltă? Da, diferență, da. Ce am făcut-o prima poartă, l-am la noi la casă. Dar acum nu că nu știu câtele, că le-am vândut, le-am și făcut altele. Dar de la o perioadă la alta, de la un timp la altul, ce s-a schimbat între ele? Că modelele au rămas, dar s-a schimbat, au apărut ceva, lucruri noi. De exemplu, aici este alt tip de sculptură, aici este altă sculptură. Parcă sunt alte... Copiii au alte gândiri, ce ziceam, nu fac tot ca ceilalți, copiez pe aceia. Mai gândesc ceva și mai fac ceva, știți? Aia se fac o curte, dar eu l-am pus aici, că eu n-am pus aici lucrurile astea. Făceam altceva, nu știu, eu m-am uitat acolo pe aia din spate, că nu se vede acolo. Adică există, asta vreau să înțeleg, că există un pic de libertate, așa, ca artistului, să poată să-și pună el câte ceva pe poartă, dar să nu iasă din simbolistică. Nu, și stilul maramureșan, v-a spus asta, merge, nu știu ce să încarci acolo, cum eu la început am făcut femei, cai, călare acolo, bărbați, cum duce, la lele, pe porți, așa mi-o spus, știți. Până vin, fost director muzeului din Sighet, și domnul Foc, și-a fost la mine, fost director din București. La Muzeul Satului, cu Dăncuș la noi, măi, de trebuie să uitați, nu pot să vă spun. Pentru ei a fost minune când am început cu porțile astea, da. Și aici ce aveți? Pozele de când ați fost dumneavoastră și plecat? Îmi vine, mă duc poze, cum la noi în toate colțuri lumii vin și apoi din țară, aici mulți fac poze cum lucrez și când vin în celălalt sau când vin, mă duc și îmi dau pozele astea, da. Aveți tot felul de diplome, de da, Smithsonian și acolo am Food Life Festival. Acolo încă am o diplomă, dar nu mai țin minte de un cine o dată, acolo ea, pe parete sus. Academia Artelor Tradiționale, astea de când au fost în America, ați adunat ceva drumuri. Dar câte am, nu pot să vă spun, peste tot, sunt acolo undeva până ceva cărți pus în dar. Și Buzduganul, că am văzut că aveți și Buzduganul aici? Am cu fost regele Mihai aici, în fața cărți, îmbrăcați rănește, pe regele la noi. De vreo două, trei ori cu soția au fost și i-am făcut o troie și o dus în Elveția și lui, în curte și-o pus acolo acasă, da. Și Buzduganul ăla e Buzduganul zmeului? Buzduganul ăla e Buzdugan cam periculos, știți, v-a spus, de ce înseamnă lanțul, v-a spus, dar ce ești bucat, ales lanțul ăsta e lanț fermecat. Așa! Are o mare importanță lanțul ăsta pentru femeile care au bărbați de ei. Le ceartă, le jignesc, le bat, vin la mies, le împrumut lanțul fermecat. Așa. Și buzduganul ăsta, ia. Când dorme bărbatul în pat, cu lanțul ăsta leagă peste pat, că este lanț gros, nu poate rupe. Și cu ăsta face masajul pe spate. Ori îl face om, ori în pământ, el îmi dă o meze. Alte femei cer să-mi dau ăsta buzduganul, nu-l dau, că face urme pe mare. Și nu e... Eu am mai văzut ceva acolo, o să o iau, o să o luăm și o să o arătăm, să o filmeze. E un fel de suport de vase, cum se făcea pe vremuri. Și... Blidare, spunea noi. Acolo blidare? Sunt blighele, dar nu spunea farfurii când a făcut copil. Blighele de lemn, linguri de lemn, ulceale de băut, apă de lemn a fost. Mai faceți din alea? Da. E... Să spăla blighele frumos, se punea acolo. Altele femei avea afară un par cu clenciuri bătut. După ce o părea vasele, mulgevaca, o părea vasă pe ăla, punea afară clenciurile acolo să se aerisească, știți?
După ce se făcea tare bun laptele prins, spunea acolo era smântână, dar vasele-o părinte, cum a făcut. Nu știu cum o să vi se pare tot ce am v-am arătat noi astăzi aici, dar eu mă simt de parcă tot lemnul ăsta vorbește și în clipa asta îmi doresc pentru mine, îmi doresc foarte tare ca într-o bună zi, măcar o parte din lucrurile de aici să le am la mine în casă. Pentru că o să zic ceva ce poate nu o să sune foarte bine, dar credeți-mă că așa am înțeles eu până acum. Noi nu suntem încă atât de conștienți de câtă bogăție și spirituală avem. Ce spuneați dumneavoastră de străinii care vin și văd și iau produsele și cum le privesc ei în comparație cu noi? De când am fost în America, în 99, vin străini la noi tot în veriau. Aproape nu-i zis să n-avem. America, Canada, Australia, păi nu mă refer din coace în Europa. Americanii, de un timp în coace, nu aș vrea să le fac, le trebuie acum numai lucru de lemn. De pus pune pe masă tavă de lemn sau fructe. De lingură de amestecat, când de băut apă, de bătut usturoi, că lemnul e foarte sănătos, în locul plasă că nu e sănătos. Iar alți oameni de cultură spun, și din alte țări, și din la noi, face cum suntem noi români, facem noi. Noi români căutăm să vizităm alte țări și nu știm ce valori avem în țara noastră. Ce avem noi în țara noastră face, nu are nicio țară pe unii depășească în legătură cu lucrurile astea noastre ce avem, da. De ce toate călțurile țării vin să mire când văd? Noi vizităm alte țări și nu ne uităm ce... Că vizităm, le vizităm, dar ideea e că trebuie să începem cumva să devenim conștienți de ce avem și să ni le și asumăm ca fiind ale noastre și să încercăm cumva, nu știu dacă ați văzut că sunt oameni care merg prin parcuri în orașele mari și stau lipiți de copac și ți-ar putea să vă treacă vreo prostie prin cap în momentul ăla. Dar omul ăla intră cumva în rezonanță cu lemnul, cu pământul, cu soarele, cu lumina, cu rădăcinile de la care ar trebui să ne alimentăm. Noi, echipa care a fost aici și a filmat, noi ne-am alimentat de la domnul Teo Bârsan și ne-am alimentat așa pentru o lungă perioadă de timp. Eu vă doresc din suflet să veniți măcar o dată după ce vedeți materialele noastre și o să înțelegeți exact despre ce am vorbit. Mulțumim foarte mult pentru răbdare și pentru bunăvoință și pentru tot farmecul pe care ni l-ați pus la dispoziție. Și eu vă mulțumesc frumos de ceea ce ați făcut și ați dorit să reușească lucrarea. Și mai dau o rețetă, și nu vă dau nici un doctor din București sau de altundeva. De vreți să rămâneți tot tânăr așa frumos, să viziți mai des la noi. Și cu filmări și doar. Și plus de asta, dacă nu pot veni soții cu soțiile, pot veni soțiile singuri la mine, că eu sus am camere cu pas luptat, camere cu pas suflet. Ziceți acum, în final, ce propunere mi-ați făcut, ca să înțelegeți că nu am venit degeaba. Ia spuneți, dacă merg când stau cu dumneavoastră o lună, aveți fân? Mi-a spus dumneavoastră că aveți anumite boli acum, da. Da, am reumatism, așa. Eu acum trezesc la fân, fac fân acolo pe deal, cum îi spune acolo și acolo dormim în căpiță cu fân, dacă veniți cu mine. Și vă garantez că dacă stați acolo 2-3 săptămâni cu mine în fân, dormiți, nu aveți nicio boală, parcă sfiară de 17-18 ani, așa vă reveniți după asta. Vă lăsăm adresa să facem sondaj. Mă întorc la București sau rămân aici? Cu cum vă potăriți, da, dar v-am spus, vreți să vă tratați, să întineriți, veniți cu mine la fel.